Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod. Oameni buni, astăzi din nou pe Hypixel, dați follow pe Instagram, vă dau back, nu uitați că trebuie să dați și like și subscribe și da, din nou suntem pe Hypixel unde o să dăm din nou de copii cu hack. Dar după cum știți, în episodul trecut am dat doar de copii cu hack, adică care erau extrem de pricepuți la hack-uri, la d-astea, la criticale, la nebunii, știți cum e? Ok, dar doamne, așa facem și noi un win, cine știe, bă băieți, cu ajutorul vostru facem win-ul, dați like-uri, după cum v-am zis. Punem repejor protecționez. Doamne, așa să facem un win. După cum știți și voi, destul de foarte greu să faci un win pe Hypixel. Adică dacă n-ai puțin skill, să zic așa, ești muertos. Muertos mi amigos. Ești nebuenos. Adică ori dai de un hacker, ori dai de un... Ce face creeperul ăla de se uite așa ori la mine? Am șanse să câștig dacă aș avea și eu niște blocuri. Pentru că, bă, mai sunt destul de mulți. Ok, nu vin la tine. Sau? Ok. Ok, s-a dus pe ăsta, mi-am dat și ăla degeaba. Nice. Vino și tu. În pumnii mei. Nice. Dacă aș apuca să-mi dau regen-ul. Wow. Și mai prost de cum aș fi așteptat, prietene. Mă baricatez pe aici. Ce să zic, băieți? Nu știu ce să mai zic, că nu mai pot. Vine. Prietenul. Eu acum realizez că-s blocat aici. Sau? Sunt? Nu sunt. Nu sunt chiar blocat. Nu știu ce așteaptă copilul ăsta să facă. Au, ce prost sunt. Aș vrea și eu un Sharpness 2. Pe puțin. Nu știu ce așteaptă el să fac. O să fac. Asta e în centru, pe pariu. N-am săgeți. A luat el tot centru. Ar trebui să mă cam îngrijorez de faptul că a luat el tot centrul sau nu. Probabil că ar trebui pentru că cine știe. Poate are el ceva să mânecă și face hâț-pâț și sunt, da. Sunt muertos, puercos, muerta puercos, știți? Ops, m-a aruncat ce nu trebuia. Hai să vedem unde e pilul. Cine minute rămase? Păi și după 5 minute ce se întâmplă? Aici ești? Da, bă, băieți, hai că am făcut și un win. Nu uitați să dați și voi like pentru asta și follow pe Instagram, mă, băieți, mă. Hâți, Johnule, hai și să mai jucăm o rundă, că nu știu ce făcea copilul ăsta aici. Dar, doamne, așa să facem și un win, bă, băieți. Asta e mapa aia de ecologist care e destul de ciudat, așa e? Aia e, nu? Da, deci, trebuie să fim calmi. Să mergem pe ăștia să-i batem, dacă e, dacă nu, nu.
Ce contează, Johnule? Contează să ne distrăm, nu neapărat să facem uino, știți? Pentru că e important este să te distrezi, bossule, nu neapărat să faci uinurile lupește, cum ar spune un mare liric. De ce nu mi-a dat XP, mă, băieți? Nu înțeleg. Ăștia-s la mine pe insulă cumva. Probabil. Wow. Wow, wow, wow. Frumos, frumos. What? Băieți, cu o inimă a rămas. Dacă nu deschideam acestul ăla, era posibil să-l bat. Deci eu nu înțeleg. Eu mereu când pornesc episodul, fie el primul meci pe care îl joc de Skyrim sau nu, e primul meci îl câștig. Da, după aia ce se întâmplă, băieți. Nu mai merg win-urile, dacă știți cum zic. Nu mai funcționește ele. S-au buguit win-urile. Deci nu e de la mine, adică eu câștig după, na, pro player. Dar ele nu mai vin, știți cum e. Nu mai vin, dacă nu mai vin, n-ai ce să le faci, Johnule. Hâț, nu știu ce să fac. Nu, pun pe hâț. Mai și blocuri, Johnule. Hai. Ok. Tam taram tam tam taram tam taram. Floarea soarelui, raza soarelui, ce ne fie frumos. Pa. De ce n-ai murit? Ok. Ce timp? Prietene, wow, prietene, salut! Bă, băieți, am făcut un kill, omul vrea să facă team, dar nu știu de ce voia să el să facă team cu mine. Eu nu fac team, hâț, Johnule, dar mi-a plăcut acțiunea, l-am aruncat de atâtea ori, bine, mă rog, l-am aruncat, am încercat să-l arunc de atâtea ori în voi și de atâtea ori a scăpat. Am făcut niște block clutch-uri pe acolo, dar nu ne supărăm pe el, pentru că l-am omorât, dacă nu l-am omorat, îmi dădeam rage și da. Bă, e ok să zic așa că am făcut un win până acum, adică o să pun video-ul ăsta pentru că am făcut un win și a fost destul de frumos win-ul, adică cu iteme OP de la început și a fost, mi-a plăcut sincer să fiu, n-ai ce să zici, nu-i fiu cel mai bun, adică de rog nu sunt bun, dar să sperăm că o să pot ajunge și aici, nu știu pe unde trebuie să o iau, băieți, că gen nu știu harta. Ok, o să mă duc pe aici, cred. Asta ce e, o insulă? Wow, naveta spațială. E o insulă asta. Să mă ajută că nu te nimeresc. Ok. Unde mă prostia aia? Wow! Nice! Nici o problemă, mai încercăm un match. Fără rage-uri, ok? Ok. Dar pe cum știți și voi, destul de greu să faci win-uri aici, l-ați văzut și voi. Adică, au ei niște strategii ale lor, care, efectiv, sunt de nedeslușit, ca să zic așa. Pentru că niciodată nu mi-au ieșit strategiile altora, ca să zic așa. Tot ce am... Mă rog, toate strategiile pe care le-am, adică n-am niciuna. Să zicem că dacă am, așa, poate nu știu nici eu că dacă am. Practic le-am descoperit singur, știi cum ar veni și iar mi-a dat XP și iar o să mor și nu mai pot. Ok, hai că am un ăsta, un start ok. Adică nu e cel mai OP start. Adică puteam să fiu full diamond cu protecție pantalon și Sharpness 2. Dar asta e partea a doua. Știți cum se zice? Hop, hop, hop. De ce nu e pot făcut? Nici harta asta nu prea-mi place, sincer, că poți foarte ușor să pici. Ok, o să mă duc și eu. Risky-pisky.
văzut pe unul. Bă, da, mai sunt mulți? Ok, nice. A scăpat fraierul ăla. Nici măcar n-are armură, nici măcar n-are armură pe el și le vrea să se bată. El vrea, știi? Că poate sau nu să se bată. Asta mai depinde și de alții. Ok. De ce m-am bătut eu cu tine? Wow. Dacă asta nu merită un like. Băieți, nu mai pot. Ce faci, mă? Două win-uri forță, băieții, cam atât a fost cu acest episod. Dacă mă bucur să dați un like sau un subscribe, follow pe Instagram. Pa!